Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă Google Meet. Mai întâi mergem în magazin Play și descărcăm Google Meet. Aplicația noastră se instalează. Și deschidem. Și putem să pornim o întâlnire nouă sau să ne conectăm la întâlnire cu un cod. Noi acum vom porni o întâlnire nouă. Obține un link de trimis. Deci dacă apăsăm obține un link de trimis, copiem linkul întâlnirii. Sau putem să trimitem invitația pe Facebook, WhatsApp și așa mai departe, pe Gmail, pe Yahoo și așa mai departe. Apăsăm întâlnire și dăm în partea stângă avem camera și în partea dreaptă avem microfonul. Pornim microfonul și camera și apăsăm particip. Și vedem că ne spune că ești singura persoană de aici. Putem să dăm acces la ecran și acum participanții vor vedea ceea ce noi postăm pe Google Meet. Și de asemenea vor vedea tot ecranul nostru. Vedem că scrie aici că Meet va avea acces la toate informațiile vizibile pe ecran sau redate pe dispozitiv în timp ce înregistrați sau proiectați. Între aceste informații se numără parole, detalii de plată, fotografii, mesaje și conținut audio pe care îl redați. Dacă dăm începeți acum, ceea ce proiectăm pe ecran vor vedea și cei care sunt participați la Meet-ul nostru. Dăm anulați. Avem apoi, dacă apăsăm pe 3 puncte, mesaje în apel, putem să scriem ceva participanților. Bine ați venit! Și dacă apăsăm tot pe 3 puncte, vedem mesajul pe care noi l-am trimis. Apoi, după cum putem vedea, putem să oprim camera din partea stângă și microfonul din partea dreaptă. Putem de asemenea să punem efecte la Meet, inclusiv pe aplicația mobilă. Punem un fundal și fundalul a apărut în spatele nostru. Apoi avem afișează subtitrările, comenzi pentru gazdă, gestionarea la nivel de gazdă. Cu această opțiune poți să restricționezi acțiunile pe care le pot face participanții în timpul întâlnirii. Permit accesul la ecran și trimite mesaje în chat. Toate sunt pornite, doar gestionarea la nivel de gazdă nu este pornită. Apoi avem la setări, ajustează videoclipul pentru lumină slabă, subtitrările live. Dacă am pornit subtitrările, ar traduce ceea ce vorbim noi. Aceasta a fost aplicația mobilă Google Meet. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul, curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred.